Drumul Național 18B, care asigură legătura între municipiul Baia Mare și Târgu Lăpuș, a intrat în sfârșit pe mâna constructorilor. Lucrările la artera de circulație administrată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere vor fi realizate în regie proprie, iar repararea și reasfaltarea se va realiza prin procedeul de reciclare in situ. În 1 august pe DN18B, lucrările au început pe o lungime de 250 de metri ca tronson experimental, iar astăzi, în Maramureș, au ajuns și responsabilii care se ocupă de prelevarea probelor pentru laborator, urmând ca în săptămânile viitoare să ofere rețeta pentru realizarea asfaltului. În acest fel, se estimează că lucrările vor fi reluate din 20 august. Administrația județeană estimează că în luna octombrie să fie realizate lucrările între Baia Mare și Cernești pe o distanță de aproximativ 25 de kilometri și, începând cu primăvara anului 2019, să fie reabilitat tronsonul de drum cuprins între Cernești și Târgu Lăpuș.